Deci dacă casa ta e acoperită cu tablă fălțuită, chiar dacă e de Galați sau mai veche, da, să nu mă duc către țigla metalică? Verifică panta. Revin cu un sfat pe care l-am dat și mi-a atras foarte multe critici de la meșteri care au spus că se poate. Țiglă metalică sub 14 grade egal pericol, fără niciun fel de discuție. Multă lume a zis că se poate, se poate până la un punct. Și încă o dată, auzit sfaturile astea de la un om care vorbește despre asta într-o fabrică care face fix țiglă metalică. Bine, avem și tablă fălțuită. Da, da, suntem... Că ai și tu. Casă, sunt două. Da? Da, exact. Eu am pe casă așa ceva, dar am avut înainte tot fălțuită. Bun, dar vezi că ai pus așa, pare că am ceva cu țigla metalică. Nu am nimic cu țigla metalică, doar am văzut-o folosită de prea multe ori în moduri greșite. Okay. Și asta nu face decât să crească după aia iritarea oamenilor împotriva țiglei metalice, nu?